Ce faci, mamone? Tapioca, cu cașcaval, cu roșii, cu avocado. Și eu merg la surf, stai să iau și o de asta. Portocală. Încă una pe bun. Merg să surfez, acum mă așteaptă prietenul meu. Eu o să-mi aleg unul dintre pierzători. Forță. Nu prea pot să joc bine, că încă mă ține și mă curentează când dau, dar așa, cu băgare de seamă, mă bag și eu în seamă cu fotbalul, tenisul de plajă. Ăștia au alte reguli ca la noi. Eu știu altfel. Pe plajă și acum fac un tenis de picior cu Fimiu. Ne mai antrenăm și noi. Acum cu exercițiile astea făcute sunt mai flexibil. Ce mai face fetelor? Citim, ne bucurăm de soare, de plajă, treburi dintre astea. Ți-am spus că am visat că i-a mucat Beca acum două nopți? Eu tot timpul visam că se mănâncă, că nu știu ce, în cutie. Ce s-a întâmplat azi? Dar cum ai intrat la ei? Băi, am uitat ușa și au omorât Beca 3. Da, cum i-a omorât? Adică tu... L-a omorât sau chiar l-a mâncat? L-a mâncat. Ana făcea curățenie la șoareci, a lăsat ușa întredeschisă și a venit Beca și a mâncat 3 dintre ei. Ne-am trezit cu Ana pe plajă plângând, dar acum totul e în regulă, ne punem pe picioare, ne regrupăm. Hai să aveți poftă! Mulțumim! Mersi mult! Da? Bravo, mami! Ai prins multe valuri, a? Da, foarte! Bravo, mă, prințesa! Te bași la campionat? Noi plecăm în Ilieus și este pâinea în cuptor. Okay. Da? Da. Să știi. Ok. Și aveți mâncare pe masă. Dacă ce? E orez, fasole, farofa și salată. Și poate poți să-l invit și pe fete, dacă e, da? Pa. Pa. Ați auzit, da? Am plecat în Ilieus și ne oprim să vedem că au terminat băieții cu defrișarea acolo, cu curățarea terenului, să vedem cum a ieșit. Prima oprire la Brazilescu. Să vedem cum au făcut ăștia mici gardul. Sunt curios. Ce mișto arată. Și așa până în spate. Am uitat cheile, nu pot să intru. Mergem în partea cealaltă la teren să vedem cum au făcut tăietorii de lemne. Așa foarte mult cum iese. Iese superb. Și ăla din spate ar trebui făcut la fel ca ăsta. Da, doar pe ăsta lăsăm așa cu iarbă, cu plante. Și trebuie să mai plantăm pe aici niște cocotieri, niște copaci. Dăm înainte. Am ajuns la teren. A intrat cu camionul, da. Abia aștept să punem aici, pentru că mi-așa urăsc să merg prin mocirlă cu picioarele. Urăsc. Deci când simt așa noroiul acela în care mi-a pe între degetele de la picioare, nu știu dacă am vreo scârbă mai mare. Ăsta este number one top scârbe. La mine, number one top scârbe. Mamă, ce frumos ne-a făcut palmierul, Adi! Foarte frumos a toaletat ăsta copacii. Nu-ți place? Da, bine, da, avem parte de foarte mult lemn acum. Ce zici, Ghiocel? Îmi place foarte mult. Păi îți dai seama câte basculante de pământ o să ne intre aici. O să intre ceva aici, da. Să știi, cel puțin. Nu? Da. Cât o simt? Frate, gata și puțu? Hai mă, că s-a super luminat. Gata. Am văzut, foarte ok. Mergem în Ilieus acum. Hai să vedem dacă ieșim.
Am ieșit. Da, mult obrigado. Asta-i mereas. Asta este tăietorul de lemne. Ivan. Ivan. El se ocupă cu tot ceea ce înseamnă grădini, toaletar, adică să toți acești copaci, el este. Acum aș numără bani eu, normal. Azi a simt. Obrigado. Obrigado cu eu. Obrigado. E super băiat, frate, de ce? Am ajuns în Ileu, s-am plecat pe soare, am ajuns pe noapte. Se noptează foarte repede aici, așa, într-o jumătate de oră e de la soare la cum e acum. Se cântărește, da. Cred că farmaciile sunt cele mai lente locuri de unde cumperi ceva. Nu știu de ce, cred că am mai spus chestia asta. Indiferent de farmacie, te duci și aștepți de behăi, behăi. Nu știu de ce sunt așa de... Ori farmaciștii sunt lenți, procedura lor de vânzări e... Nu știu cum e, dar e... Te-ai cântărit? Câte chile ai? 28. Hai că mă știu să mă cântăr. Hai să ne cântărim. M-am menținut. M-am menținut. Pip, pip, pip. Zice să te dai jos repede. Nu, zice bine. Ca să avem 100 și... 101, 102. Hai, Rani, ia urcă-te. Nu. Hai, mă, urcă-te. Nu, și nu, sune, treci. Treci, mă. Treci, mă, să vedem. Ca să vedem cât ai într-o săptămână, două, cum pleci. Da. Ia. Mă, Rani. Nu e adevărat. Nu. Nu cadeți să pusa cu piciorul. Hai, mă, că i-am apăsat eu cu piciorul. Hai, cât ai, ia. Să speriase, te speriase? Da! Tati, tati, nu-i adevărat! Tati, nu-i adevărat! L-ai văzut? Da! Ia, tu cât ai? Ba 55, ba 56. Așa e, domnule, femei! Depinde cum bate vântul. Acela se numește autobuzul veseliei. Și e un autobuz cu muzică care merge pe rutele normale de autobuz și pune muzică și sunt niște clopni înăuntru. Am cumpărat mangustan. Păi ia și mănâncă unul aici să vedem. Obrigat. Mult obrigat. Hai, hai, nu mănânci. Înăuntru? Da. O scoți așa cu mână. Fără zâmbure, gen. Ce zâmbure? Nu are zâmbure. Are și zâmbure. N-are? Nu. Nu, ce bune sunt. Da? Îți place? Mhm. A? Mhm. N-ai mai mâncat niciodată? Nu. Bună, nu? Primoară. Dulce. Dar ce bun e. Nu? Adi? Ce comentezi? Nu mă... Nu comentez nimic. Oamenii vor să te audă vorbind, să zici ceva. Da, dar ce să comentez? Că nu mai pot să comentez nimic, că sunt foarte ok. Sunt pe chill, bem o cafea. Ce pot să zic? Doar că e ok. Doar că e ok. Și am mâncat prima oară niște fructe în viața mea, la 50 de ani aproape. Da? În fiecare... în fiecare dată mai găsesc câte o fructă și încă o fructă și încă o fructă. Uite, vezi, lucrurile astea pe care le spui, lumea le apreciază. Sper. Sigur. Adică sigur e apreciat pentru că vorba aia, când Adi vorbește, se expune, adică își dă interiorul afară, adică părerile lui, trăirile lui și tocmai astea sunt lucruri frumoase. Păi de asta există vlogul, ca să avem unde să ne exprimăm. Ce mai zici la vizită? Eu țin mâna că îți tremură de la o vârstă. Da. De la o vârstă îmi tremură, dar noroc cu această tehnică care avansează și compensează tremurătura mea pentru că are anti-vibrație, anti-mișcare, nu știu cum să-i spun. Eu ajut. Da, normal că și tu ajuți. Ne-am oprit la o cafeluță și la o prăjituruță. Prăjituruță. Ana vrea înghețată. Ce fel de înghețată vrei, tati? Asta-i. Asta-i vrei? Da. Hai, vrei să te duci? Dă bani? Hai. Da.
abia aștept să se inventeze telefoanele care pot transmite mirosuri. Ca mi-aș dori să transmit acest miros de cafea proaspătă de asta, de Brazilia. S-a pleacă, știi? Mi-am mâncat mai așa, mai așezat. Mereu de rău. Care pompiță. Cum e macaronul tău? Bun. Bună. Această cofetărie este o cofetărie boutique, adică... Gourmet. Adică pentru locul ăsta fiță. Aici suntem la fițe în Brazilia, ca să zic așa. Bine, dar e fiță într-un garaj, ca să zic. Și noi stăm pe stradă, pe trotuar. Aici e garaj și lângă garaj e garajul unde e făcută fița. Ia, dă să pășeu cât înghețată ți-ai luat. Nu și-a luat mult, jumătate chip. Nu, că nu e mult. Jumătate kil, că găleata aia are un kil. Totuși și-a luat o jumate. Da, mă, tată. Te-a mănâncă puțin. Jumătate kil. Nici eu n-am putut să mănânc niciodată. Că prin noastră mănâncă foarte puțin, jumătate kil. Da. Nu știu de ce are... Astăzi mănâncă mai puțin. Amin, nu trebuie. Știți, mă? 15 rea și-a făcut înghețata ei. Jumătate kil, că e 33 kg. Știu eu. Atâta kil. Cât era kilogramul, știi? Le-am luat și celorlalți. Că de avem 3. Ha? Veselie. Așa se numește. Autobuzul veseliei. Dar nu știu cât costă biletul, cu cât mai mult, nu cu foarte mult. Dar v-am mai spus, autobuzul ăsta dă ture în oraș pe o anumită linie, dar numai că ai muzică și parte de divertisment înăuntru. Nu e aia, tati, că e curată. Și copilul ăsta. Se opere, da.